Bună, Troy! Bună, Taylor! Ce mai faceți voi astăzi? Înțeleg! Mergeți într-o excursie de iarnă pe zăpadă? Foarte plăcut! Acum să fiți atenți să nu alunecați pe suprafețele din tunel, Troy și Taylor. E foarte întuneric acolo. Atenție, Troy! Sunt țurțuri ascuțiți. E foarte periculos, Troy. Cum vei face să treci? Ai dreptate. Trebuie ceva puternic ca să-i dăm jos. Să mergem să-l întrebăm pe Teddy dacă se poate gândi la ceva? E o idee minunată, Taylor. Poți să rămâi aici să avertizezi celelalte trenuri despre țurțuri. Să mergem la depozit. Ne întoarcem imediat, Taylor. Bună, Teddy! Te pregătești pentru Crăciun? Avem nevoie de ajutorul tău într-o problemă la tunel. S-au format niște țurțuri deasupra șinelor și ar putea fi foarte periculoși dacă vor cădea. Crezi că putem găsi o soluție să scăpăm de țurțuri fără să se rănească cineva? Ok, să trecem la treabă! Mă întreb la ce s-o fi gândit Teddy ca să ne ajute în problema noastră presantă, Troy. Teddy, cred că e o greșeală. Cutia asta are un ren pe ea. Wow! Abia aștept să văd coarnele astea dând jos țurțurii. Teddy, e gata, Troy, de plecare? Nu ești oricare ren, Troy. Ești Rudolf, renul Rudolf. Acum să ne întoarcem la tunel, Troy. Bună, Taylor! Bună, Byron! A reușit Taylor să te oprească înainte să ajungi la țurțuri? Bună treabă, Taylor! Troy, cum vei scăpa de țurțuri? Șaie, bună idee! Taylor și Byron, cred că va trebui să vă dați puțin înapoi. Gata, Troy? Ok, Troy. E timpul să-ți faci numărul de magie. Rudolf, a fost incredibil! Bună treabă, Troy! Ai reușit să scapi de toți țurțurii în siguranță!
Ai dreptate, Troi. Ești un ren foarte priceput. Troi, ne poți conduce cu nasul tău roșu prin tunel acum? Bună treabă, Troi. Adică Rudolf. Crăciun fericit tuturor. Ne vedem data viitoare. Bună, băieți! Frumoase decorații! Și sunteți foarte festivi! Ați și gătit? Iam! Pare că... Ups! Nu, Tina, e periculos. Oh, nu, a înghețat. Rezistă, Tina. Uite, e Troi. Ne poți ajuta? Ai dreptate. Să vedem ce poate face Teddy. Bună, Teddy. Avem nevoie de ajutor. Tina a rămas blocată în râul înghețat. Ne poți ajuta să o scoatem? Minunat! Bine gândit, Teddy. Troi poate folosi o macara să o scoată pe Tina. Wow! Troi, ești un tren spărgător de gheață. Să ajungem la Tina înainte să fie prea târziu. Apa asta pare foarte rece. Oh, nu! Troi! Tina alunecă! Grăbește-te! Prinde-o! Asta este. Ai prins-o acum.
Ești în siguranță, Dina. Bună idee să faci focul ăsta, Tony. Toată lumea trebuie să se încălzească. Și mâncarea de asemenea. Până la urmă petrecerea se încinge. Mulțumim, Troy. Crăciun fericit tuturor. Salutare, Troy. Mergi spre antrenamentul de fotbal? Excelent. Uite. E Tony Letrain. Mai bine ar opri la semaforul roșu. Troy, ai văzut asta? Tony Letrain tocmai a trecut pe roșu. Bună idee, Troy. Să le rugăm pe Teddy să ne ajute și să vedem dacă îl putem opri. Bună, Teddy! Nu mai e timp de joacă. Troy are nevoie de ajutor. Poți să vii? Teddy, Tony Letrain tocmai a trecut pe lumina roșie. E ilegal și periculos. Îl poți echipa pe Troy astfel încât să-l poată opri? Minunat! Să începem! Pe care ar trebui să-l construim? Poate pe ăsta? Nu? Ce spui de ăsta atunci? Nici ăsta. Uite, l-am găsit pe cel bun! Wow, Troy! Ești un tren de poliție adevărat! Haide, să-l prindem pe Letrain! Bună treabă, Troy! Aproape ai ajuns! Wow! Un lasou! Teddy vine întotdeauna cu idei spectaculoase! Te-am prins! Ai dreptate, Troy. L-ai prins, dar cum îl vei împiedica să o mai facă din nou? Asta este excelent. Să ne întoarcem cu acest individ în orașul trenurilor. Bună, Tina! Ia uite cine a fost prins după ce a trecut pe lumina roșie. Da, chiar că e cald astăzi. Ai dreptate, Troy. Dacă Tina ar fi avut ajutor, treaba ar fi mers mai repede. Da, cred că te-ar putea ajuta cu florile. Nu-i așa, Tony? Ia uite, Tina, crezi că te poate uda cu stropitul?
Tine îi pare rău, Tony. Nu a vrut să te scopească. Bună treabă, Troy. Cred că își va aduce aminte să respecte regulile de circulație. Mulțumim mult pentru ajutor, Troy. Și mulțumește-i și lui Teddy. La revedere tuturor. Ne vedem în curând. Salutare, Tina! E o carte bună? S-ar putea totuși să vrei să fii atentă la... Of, Doamne! Ești bine? Pipa era pentru Lord Byron? Hei, uite, vine Troy. Poate ne poate ajuta. Bună, Troy. Tina a avut un accident și a pierdut livrarea pentru Byron. Ai vreo idee? Bine gândit. Să mergem să vedem ce poate face Teddy. Ne întoarcem imediat, Tina. Salutare, Teddy! Îmi pare rău că ți întrerupem masa, dar avem o problemă. Ne poți ajuta? Tina a deraiat, iar pipa pe care o livra lui Byron a căzut în lac. Ne poți ajuta? Minunat! Mulțumim, Teddy! Hai să o facem! Înțeleg! Ești un tren salvamar! Să mergem! Bună, Tina! Troy e pe drum încoace. Dar ce faci? Grăbește-te, Troy! Tina a căzut! Repede! Aruncă-i colacul! Mulțumim pentru ajutor, Troy. Chiar ai salvat situația. Ne bucurăm că ești bine, Tina. Dar a fost foarte periculos. Data viitoare, așteaptă până când ajunge salvamarul. Haide, să ducem pipa lui Lord Byron. La revedere, prieteni. Ne vedem data viitoare.